Pasajul din dimineața aceasta prezintă o nedreptate. Te uiți la Baraba și uitați cum îl prezintă Biblia. Aruncat în penitenciar pentru o răscoală, derulată în cetate și pentru un omor. De o parte e Baraba, un ucigaș și de cealaltă parte este Sfântul Isus. Sfântul Sfinților. Lăudat să fie numele lui. Știți ce ne șochează în text? Oamenii aleg răul în defavoarea binelui. Dar Dumnezeu e fascinant, e strălucitor, e extraordinar. Că Dumnezeu face o minune. Și mi-am dat seama ce se întâmplă când adevărul cu amare. Sau binele la superlativ e legat. Biblia zice: După ce îl voi pune să-l bată, versetul 16, îi voi da drumul. Toți ucenicii Mântuitorului aveau senzația că cerul pierde, că Dumnezeu e falimentar, că trei ani și jumătate au umblat degeaba cu Isus Hristos, că nimic nu mai are sens, că totul e gol și pentru asta au și fugit. Dar vreau să vă spun ceva. Adevărul și când e legat, eliberează. Slăvit să fie numele lui. Adevărul nu poate pierde. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Slăvit să fie numele Domnului. Poate ai în viața ta momente și ne vom ruga pentru cauze în cadrul cărora treci prin situații incorrecte, nefavorabile. Poate boala a lovit crunt în viața ta poate o altă situație gen o criză sau un faliment, am să spun ceva, rămâi de partea Domnului Isus Hristos. Rămâi cu Dumnezeul cel adevărat. Adevărul și când e legat câștigă. Slăvit să fie numele Domnului. Uitați-vă ce se întâmplă aici, spune Biblia, l-au dat la moarte și zice Biblia, Baraba a fost eliberat. Baraba nu merita să fie eliberat, Baraba trebuia să rămână în pușcărie și cel mult să fie condamnat la moarte. Asta era istoricul lui, asta era viitorul lui. Dar oamenii au crezut că aleg să-l elibereze pe Baraba făcând i un rău lui Isus Hristos. De fapt, au demonstrat că Isus Hristos și când e legat, eliberează. Și eliberarea lui Baraba depins totalmente de Domnul Isus Hristos. Asta e istoria vieții noastre. Eram ca și Baraba, N-aveam niciun viitor, n-aveam nicio speranță. Am îmbrățișat în vremea aceea păcatul, am prins minciuna în brațe, trăiam în acele stări de păcate, eram fii celui rău. Dar cineva a venit pe strada noastră, numele Lui este Iisus Hristos. La Biserica Betania, în dimineața asta, strigăm glorie Domnului, glorie ție Iisuse Hristoase. A venit la noi când eram prinși și când noi am ales răul și când oamenii au crezut că mergând împreună cu noi înspre rău, vor face tot mai mare rău, dar ai venit la noi și te-ai lăsat prins în locul nostru. Și adevărul legat eliberează. Aleluia! Adevărul legat edifică. Știți de ce a fost legat Isus Hristos? Și zice, a fost prins și de ce a fost dat în mâinile păcătoșilor? Pentru ca noi să fim edificați, pentru ca biserica să fie inventată, pentru ca să fie înființată. Biserica Domnului Iisus Hristos, biserica Domnului Iisus Hristos nu are sens fără de Domnul Iisus Hristos. Noi am fost iertați de păcatele noastre, am fost scoși din lumea întunericului și am fost așezați în împărăția luminii a Domnului nostru Iisus Hristos. Și în fiecare moment în care stăm la masa Domnului, ne edifică Domnul, ne ridică Domnul, ne transformă Domnul. Există un preț care l-a depus Domnul Isus Hristos. Păcatele erau ale noastre. Noi trebuia să plătim plata păcatelor noastre care era imbatabil moartea. Nu putea fi schimbată. Trebuia să murim cu toții ca baraba. Dar cineva ne-a eliberat de la moarte. Cineva ne-a așezat în trupul său, în biserica sa, în biserica Domnului Isus Hristos. Și în dimineața aceasta de noiembrie 2023 strigăm din toată inima, mulțumim Doamne Isuse Hristos. Avem pace, avem liniște, avem binecuvântare. Tare, avem Biblie, avem prezența Domnului, avem sângele lui Isus Hristos. Urmează o săptămână de stăruință, de păpădezi cu Duhul Sfânt, l avem pe Duhul Sfânt cu noi. Biserica Domnului strigă Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Întrebarea care se ridică este următoarea: Care-i voia ta cu El? Versetul 25 spune așa: Iar pe Isus l-a dat în mâinile lor ca să-și facă voia cu El care e voința ta pentru Isus. Ce vei face cu Isus Hristos din dimineața aceasta? Îți recomand să-L primești ca Domn și Mântuitor dacă încă nu ești botezat în apă. Îți recomand să-i deschizi brațele, să-i spui Iisuse Hristoase, intră în inima mea. Dacă ești mântuitul Domnului, strigă de bucurie și spune, lăudat să fie Domnul, binecuvântată fie jerfa din